Miercuri are loc evenimentul tribut eroilor în Sălaj la Centenar, ce marchează lansarea anului centenarului în județul Sălaj, eveniment care aduce în atenția sălășenilor anvergura acestui moment deosebit de important în istoria românilor. Evenimentul va avea loc la Catedrala Sfânta Vinere, din Zalău, cu începere de la ora 18. Mâine, 22 noiembrie și poi mâine, 23 noiembrie, vom lansa anul centenarului, mâine la Zalău, poi mâine la Șimleul Silvaniei, într-un cadru deosebit, respectiv mâine la Catedrala Sfânta Vinere din municipiul Zalău și poi mâine la Șimleu în Biserica Ortodoxă din centrul orașului. Acest eveniment, organizat la București, lansarea centenarului de către Ministerul Culturii, se va desfășura în Sălașul câteva zile mai repede, pentru că vom avea bucuria să-l avem alături de noi pe distinsul academician, profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care va veni și la conferenția despre importanța acestui moment în istoria românilor. Vom avea alături de noi artiști deosebiți, pe Ștefan Doniga împreună cu colaboratorii domniei sale, Mihai Toma. În cadrul evenimentului este prevăzut și momentul muzical oferit de proiectul Dacica. E un lucru neașteptat pentru noi, că putem să cântăm într-un spațiu din interiorul unei biserici ortodoxe. Muzica, suntem convinși că va susține și se va subsuma întregului ansamblu de evenimente. Sunt prelucrări după cântece patriotice, după Așa-i Românul, după Cântecul cu Bucovina, cântec despre Bucovina. Sunt prelucrări după muzică folclorică, Ciocârlia, Cine iubește și lasă, Mociriță cu trifoi, foarte multe astfel de piese cunoscute de publicul din România. Sunt prelucrări după muzică de factură cultă, însă de inspirație folclorică, cum ar fi Balada de Ciprian Porumbescu sau Rapsodia I de George Enescu. Așadar, o deschidere către un univers de valori autentice, însă aduse printr-un colorit mai degrabă muzical modernizat, realizat prin utilizarea sintetizatoarelor, a instrumentelor electronice, a unui set de percuții, așa numite percuții de culoare, a instrumentelor de suflat tradiționale, către această zonă de expresie, să spunem, a muzicii noi, a muzicii care să poată să atragă și tânăra generație. Ne bucurăm foarte mult de colaborarea cu corul, Catedralei. Iată, deci, o nouă dovadă, o nouă marcă a decenței și a seriozității acestui eveniment. Același eveniment se va desfășura la Șimleul Silvaniei, joi de la ora 17, cu sprijinul primăriei orașului Șimleul Silvaniei și cu participarea artiștilor Ștefan Doniga și Diana Jipa.